A murit Nelu Ploieșteanu. Artistul se afla de mai multe zile internat în spital în stare gravă, infectat cu SARS-CoV-2. În vârstă de 71 de ani, acesta era intubat după ce plămânii fuseseră afectați în proporție de 70%. Nelu Ploieșteanu s-a stins la aproximativ 2 ani de la moartea fiului său. Ora 1 dimineața, veste îngrozitoare. Cântărețul Nelu Ploieșteanu a murit la vârsta de 71 de ani. Artistul, infectat cu severul coronavirus, se afla de mai multe zile internat la Spitalul de Urgență Floreasca din capitală. Starea acestuia se agravase rapid. Artistul era intubat după ce plămânii fuseseră afectați în proporție de 70%. Infecția cu noul coronavirus, asociată cu problemele medicale preexistente, i-a fost fatală. Colegii de Braslau au doar cuvinte de laudă și regretă moartea marelui artist. Dumnezeu să-l odihnească, a mai pierit un prieten, un artist. Nu m-aș fi gândit, pentru că tot timpul mă leagă o prietenie de 35 de ani cu Nelu Ploieșteanu. Era un lăutar, un artist de mătase. Niciodată nu intra pe scenă la voia întâmplării. Era, deși bărbat, așa, era atent la cele mai mici detalii, impecabil. Iar ca om, de o educație și de o modestie cum rar și din ce în ce mai rar, întâlnim. Se rupe sufletul, îi cunosc familia, o cunosc pe soție, îi cunosc copiii. Un artist care lasă multă durere, în primul și în primul rând, și în lumea noastră, a colegilor, dar mai ales a familiei. Nelu Ploieșteanu, pe numele său real Ion Dumitrache, s-a născut pe 16 decembrie 1950 în comuna prahoveană Ciorani și a început cariera în satul natal. La 17 ani cânta deja la nunți. Nelu Ploieșteanu a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați interpreți de muzică lăutărească din România. Cele mai importante colaborări pe care le-a avut au fost cu actorii Gheorghe Dinică și Ștefan Iordache.